Toader Petre Marius era subofițer în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Vâlcea, iar în ultima perioadă executat doar misiuni de pază a unor obiective din județ. Jandarmul suferea de sindrom anxios-depresiv, motiv pentru care a fost internat la psihiatrie la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu-Vâlcea în luna august. Vecinii povestesc că acesta a mai avut tentative de sinucidere, dar a fost împiedicat în ultimul moment de apropiați. Problemele ar fi apărut după ce jandarmul a aflat că tatăl său este bolnav. În această dimineață, subofițerul a profitat de faptul că soția era la serviciu, iar copilul dormea și s-a aruncat de la balcon de la etajul 5 al apartamentului în care locuia, în cartierul Ostroveni din Râmnicu-Vâlcea. T-a șocat gestul? Bă, m-a șocat rău de tot, sunt terminată. Păcat de el că e tânăr și are un copil. Am mai încercat? Da, am mai încercat odată, dar a rămas agățat de sârme și l-a luat vecinul de la patru, l-a apucat și l-a ținut. A ajuns la spital, după 2-3 zile l-am văzut, chiar eu l-am văzut pe aici pe jos. Bine, mi l-a arătat vecinul că el ar fi și l-am văzut, părea normal. Acum am aflat că s-a arătat. Păcat. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Vâlcea susțin că subofițerul nu avea probleme la serviciu și că a trecut cu brio toate testările psihologice. La ultima evaluare psihologică, subofițerul a fost declarat apt, iar în ceea ce privește evaluarea anuală din punct de vedere profesional, a obținut calificativul foarte bun. La momentul incidentului, colegul nostru se afla în concediu medical și nu știm ce l-a determinat să recurgă la acest gest. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au deschis un dosar penal și efectuează investigații pentru moarte suspectă. Toader Petre Marius este al doilea jandarm din Vâlcea care se sinucide în ultimii 2 ani. În 2018, un alt angajat din jandarmeria Vâlcea s-a sinucis după o misiune în Afganistan. Cu doar câteva luni înainte, ofițerul fusese premiat de președintele Poloniei pentru modul în care a executat misiunea NATO.